Pentru sănătatea familiei, o femeie a trecut peste orice regulă și a legat soțul cu o funie și l-a dus la dispensar pentru a se asigura că va fi vaccinat împotriva COVID-19. O femeie și-a legat soțul cu o frânghie și l-a dus la un post sanitar pentru a se vaccina împotriva COVID-19. Scena a fost înregistrată de o persoană care se afla în acea sală de așteptare și a fost distribuită pe rețelele de socializare. Un bărbat legat, o femeie și-a luat soțul cu o frânghie pentru a se vaccina. Acesta a fost titlul care a devenit viral pe rețelele de socializare. Un bărbat legat să facă vaccin, a scris femeia care a înregistrat scena neobișnuită. Bărbatul era legat de mâini, iar soția era cea care controla frânghia. Situația a devenit virală în câteva ore după ce au fost filmați și a generat tot felul de comentarii și chiar o dezbatere pe rețelele de socializare. Cred că este absolut corect. Ar trebui să fie o tendință. Nu găsesc rost unora să-i forțeze pe alții. Etica profesională permite aplicarea vaccinului în acest fel. Au fost unele dintre comentariile utilizatorilor surprinși. În prezent, Brazilia este una dintre cele trei țări cele mai afectate de pandemie din lume. Aceasta înregistrează o medie de 540 de decese pe zi și o medie de 185 de milioane de cazuri.